Anunțat inițial în 2013, în cadrul conferinței E3, The Division își propunea să fie un joc third-person shooter pentru consolele Next Gen, Xbox One și PlayStation 4. Totuși, după ce jocul a fost prezentat, mulți gameri din toată lumea, printre care și subsemnatul, și-au dorit acest joc și pe PC. Internetul umplându-se de tot felul de petiții prin care gamerii cereau companiei Ubisoft să facă și o variantă de PC a acestuia. Iar Ubisoft s-a supus, deoarece acolo unde există cerere, există și ofertă. Așa cum am spus, sunt printre cei care au așteptat cu mare entuziasm acest joc, deoarece pare să fie un joc ce vine cu o poveste interesantă, care este o abatere de la rețetele clasice de jocuri ale producătorilor, spre exemplu Battlefield, Assassin's Creed sau Call of Duty. Pe lângă poveste, acest joc mai promite o grafică foarte bună și un gameplay cel puțin interesant, acesta promițând multe componente. Însă, dacă The Division și-a respectat promisiunile sau nu, și dacă acesta își merită banii, urmează să vedem în review-ul următor. Poveste. În timpul campaniei de Black Friday, o epidemie contagioasă transmisă prin virusuri plasați pe bacnote se împrăștie prin New York. Boala, denumită otrava verde, creează haos, iar Manhattanul este pus sub carantină. Guvernul Statelor Unite îi însărcinează pe agenții Strategic Homeland Division, Divizia Strategică a Patriei sau The Division, să restabilească ordinea în Manhattan. Aceasta este o agenție secretă creată pentru momentele în care armata și alte forțe de ordine dau greș. Această agenție fiind formată din oameni de rând cu un antrenament special pentru astfel de situații de urgență. În Brooklyn, tu, protagonistul, un agent al diviziei, ajută Joint Task Force sau GTF, după care pleacă spre zona de carantină cu Fei Low, o colegă. Cu toate acestea, avionul care trebuia să-i ducă acolo este distrus într-o explozie, omorându-l pe comandantul diviziei și rănind-o pe Low. Și așa începe acțiunea propriu-zisă. Povestea are un fir narrativ principal ușor de urmat și extrem de ușor de înțeles aproape de oricine, însă aceasta ar avea mai mult potențial, dar implementarea acesteia cam lasă de dorit. Aceasta putea fi mai complexă, dar este originală în mare parte, deoarece și alți producători au mai folosit societatea intrată în colaps drept premisă pentru jocuri, însă implementată altfel. În fine, sincer să fiu, nici nu am idee cu ce povești noi și originale ar putea veni producătorii de jocuri în ziua de azi. Totuși, mă bucur pe de o parte că povestea nu este foarte complexă cu o groază de personaje secundare pe care oricum toată lumea le-ar uita în vreo 2-3 ore din momentul în care ar fi terminat jocul. Totuși, un lucru interesant mi s-a părut acela că tu, ca și protagonist, ești complet mut în ceea ce privește povestea. Și nu mut în sensul figurat în care tu nu poți lua decizii pe parcursul jocului, ci mut de-a binelea. Am fost atent la fiecare dialog din acest joc, iar protagonistul nu a scos o vorbă. Nici în momentul în care primea laude pentru ceea ce făcea, nici în momentul în care primea ordine și nici în momentul în care ajuta civili. Totuși, cred că Ubisoft putea implementa o modalitate de dialog între protagonist și restul personajelor, măcar unul ca în The Crew, care este tot un MMORPG, doar că nu este shooter, ci racer. Dar dacă acolo s-a putut, nu înțeleg de ce aici nu se putea. Ultimul aspect al poveștii este acela că nu are un final bine definit, adică poți termina misiunile principale, dar prin update-uri vor fi adăugate noi finaluri acesteia. Două astfel de update-uri fiind deja lansate. Acestea fiind spuse, povestea este de nota 6 în opinia mea. Oricum, principalul aspect al acestui joc nu ar trebui să fie povestea, ci gameplay-ul. Gameplay. Agenții diviziei folosesc clădirea poștară James A. Farley ca bază de operațiuni. De acolo, agenții primesc misiuni de a salva persoane importante care te vor ajuta să faci din clădirea poștală
o adevărată bază de operațiuni pentru a recupera controlul Manhattanului și a restabili ordinea. De asemenea, mai sunt și misiuni ce au ca scop combaterea grupurilor criminale, precum grupul Rikers, evadații de pe insula cu același nume, sau grupul Cleaners, format din muncitori sanitari care ard pe oricine bănuiesc că este infectat. Cum am mai spus, acțiunea se desfășoară în Manhattan, acesta fiind împărțit în două zone. Zona principală în care se desfășoară campania și The Dark Zone, cea mai periculoasă zonă din acest joc. Aici, inamicii fiind mult mai puternici. Lootul colectat din The Dark Zone trebuie mai întâi curățat și abia după îl puteți echipa, dezansambla sau vinde. La maximum 9 obiecte adunate, jucătorul este nevoit să cheme un elicopter care le va extrage, iar dacă obiectele vor fi extrase cu succes, acestea vor fi dezinfectate, iar jucătorul le va găsi în cufărul personal, din bază sau în safe house-uri. Abia atunci, aceste obiecte vor putea fi exploatate după bunul plac al jucătorului. Am spus mai devreme că acest lucru se va întâmpla dacă extragerea va avea succes, deoarece din momentul în care elicopterul este chemat și până ajunge la jucător durează cam un minut și jumătate. Problema este că de obicei, în majoritatea zonelor în care se fac extracțiile, sunt inamici care trebuie omorâți, însă după ce ai eliminat inamicii, aceștia sunt respawnați cam după un minut, jucătorul neavând suficient timp pentru a elimina a doua tranșă de inamici și a face extracția. În acest caz, jucătorul este nevoit fie să elimine toți inamicii și să cheme din nou elicopterul, dar se va repeta acest ciclu vicios, fie să devină un kamikaze și să încerce să facă extracția chiar dacă există șanse mari să moară. Oricum, dacă acesta moare după ce a atașat obiectele de elicopter, acestea vor putea fi găsite în cufăr. Însă, dacă un jucător are asupra lui loot din The Dark Zone și moare în această zonă, fără să fi făcut o extracție, obiectele vor cădea pe jos, jucătorul fiind nevoit să spere că până se va întoarce în locul în care a murit, nimeni nu-i va lua obiectele. Trebuie menționat că The Dark Zone este și zona de PvP a jocului, jucătorii putând să se omoare între ei, doar că în momentul în care un agent omoară un alt agent, acesta va fi marcat drept Rogue Agent, pentru o perioadă de câteva secunde. Însă, dacă acesta va omorâ mai mulți jucători, acea perioadă de timp va crește. În momentul în care cineva omoară un Rogue Agent, acesta va fi recompensat cu experiență și bani specifici zonei. The Dark Zone, având un alt sistem de progresie, și utilizează altfel de bani, numiți Dark Zone Funds, pentru cumpărarea echipamentului din această zonă. Ca și restul Manhattanului, și The Dark Zone este împărțit pe câteva zone în funcție de nivel, dar diferența este că jocul sesizează nivelul din campania propriu-zisă și nu permite jucătorilor de nivelul 30 în campanie să se întâlnească cu jucători de nivelul 10 pentru că aceștia să nu fie hărțuiți. Spre exemplu, dacă ai nivelul 26 în campanie, în The Dark Zone te poți întâlni doar cu jucători ce au în campanie minim nivelul 20, ceea ce oferă un echilibru. De menționat este faptul că nu te poți întâlni cu alți jucători decât în The Dark Zone, safe house-uri, creezi un grup cu niște prieteni sau dacă utilizezi funcția de matchmaking a misiunilor principale pentru a nu parcurge campania singur, deoarece există și această opțiune. Totuși, parcă jocul îți dă un sentiment cel puțin ciudat în momentul în care te plimbi singur pe străzile din Manhattan, deși joci un joc online. În fine, este foarte bine că cei de la Ubisoft oferă posibilitatea jucătorilor să termine campania jocului singuri, misiunile nefiind concepute în așa fel încât să ai neapărat nevoie de o echipă pentru a termina jocul. Am zis mai devreme despre safe house-uri. Ei bine, acestea sunt niște baze un pic mai micuțe. Odată descoperită o astfel de bază, jucătorul poate utiliza funcția de fast travel între baza principală și aceste baze secundare.
De asemenea, emisiunile secundare dintr-o anumită zonă nu le poți face decât dacă descoperi safehouse-ul zonei respective. De exemplu, pentru a putea face emisiunile secundare din Times Square, ai nevoie să descoperi safehouse-ul din Times Square. Aceste safehouse-uri nu sunt foarte greu de găsit, deoarece în momentul în care termin toate misiunile secundare dintr-o anumită zonă, jocul te trimite automat către safehouse-ul altei zone. Singura diferență dintre safehouse-uri și baza principală este faptul că bazele secundare nu pot fi upgradate. Atunci când am intrat prima dată în Base of Operation, se remarca faptul că aceasta are nevoie de îmbunătățiri majore pentru a putea ajunge să funcționeze așa cum trebuie. Aceste îmbunătățiri se împart în trei categorii. Medical, o clinică unde oamenii pot fi tratați și unde doctorii pot descoperi noi informații despre otrava verde. Tech, departamentul ce se ocupă de filtrarea apei astfel încât aceasta să fie potabilă și de supravegherea orașului. Dar acest departament te poate ajuta și să-ți modifici echipamentul. Nu radical, dar poți schimba sau înlocui anumite bonusuri aflate pe echipament. Și nu în ultimul rând, security. După cum îi spune și numele, acest departament are rolul de a ajuta agenții de division să restabilească ordinea în oraș. Upgrade-urile mai devreme menționate se pot face doar pe baza unor puncte speciale pentru fiecare categorie. Puncte pe care le poți obține prin completarea misiunilor, atât principale cât și a celor secundare, misiuni ce sunt marcate cu simboluri specifice pentru fiecare categorie pe hartă. Aceste upgrade-uri aduse bazei îți oferă și ție anumite bonusuri, fiecare upgrade îți deblochează skill-uri, talente și perk-uri. Skill-urile sunt împărțite tot pe cele trei ramuri ca și upgrade-urile bazei. Spre exemplu, dacă doriți să deblocați cât mai multe skill-uri pe ramura tech, va trebui să upgradați cât mai mult zona de tech a bazei. Skill-urile deblocate pentru ramura medicală vă pot ajuta în momentul în care agentul mai are un pic și crapă, acestea pot restaura o parte din nivelul vieții. Skill-urile deblocate pentru ramura tech vă pot ajuta în ofensivă. Acestea oferă o varietate de arme ce pot reduce mult din nivelul de viață al inamicilor. Spre exemplu, există o santinelă care detectează automat țintele și trage în ele. Inițial cu gloanțe, dar în momentul în care ramura aceasta este destul de upgradată, aceasta se poate transforma într-un aruncător de flăcări. Iar skill-urile deblocate pentru ramura security oferă skill-uri de protecție, cum ar fi scuturi sau pereți după care să vă adăpostiți de gloanțe. Important de reținut este faptul că jucătorul inițial poate utiliza simultan doar două skill-uri, însă odată cu înaintarea în nivel se vor putea utiliza trei. Acum că am lămurit cu skill-urile, să vorbim despre talente și acestea pot fi inițial echipate doar două, însă la nivel maxim jucătorul va putea echipa patru astfel de talente. Acestea sunt active în permanență și oferă bonusuri de genul: dacă omori un inamic prin headshot, ți se va restaura 15% din nivelul vieții. Iar perk-urile te ajută constant, acestea oferind și ele niște bonusuri, gen odată ce ai omorât un inamic, ai cu 15% șanse să găsești gloanțe asupra acestuia. Perk-urile sunt niște mici bonusuri care te ajută, spre exemplu, să cari încă un obiect din The Dark Zone, în loc de 8 să poți căra 9, inventar. Dacă în The Dark Zone jucătorul nu poate căra mai mult de 9 obiecte în zona de campanie, acest lucru depinde de capacitatea rucsacului. Spre exemplu, sunt rucsacuri cu care jucătorul poate căra până la 36 de obiecte sau sunt rucsacuri care pot căra și 56. Probabil sunt și altele cu o capacitate mai mare. Și pe lângă echipament și armament, jucătorul mai poate găsi și alte obiecte care nu ocupă loc în inventar, obiecte ce pot modifica aspectul personajului. Obiecte de vestimentație. Orice obiect de vestimentație de pe agent poate fi modificat. Deși în zona de campanie se poate cumpăra echipament de la vânzătorii din Base of Operation,
sau safe house-uri, după nivelul maxim banii devin cam inutili, deoarece acest joc are și un mod de crafting pentru arme și după nivelul maxim, dacă ai niște schițe ce pot crea un echipament mai bun decât cel ce poate fi găsit sau cumpărat, mai bine obiectele găsite le dezansamblați pentru a obține resurse pentru crearea echipamentului. Aceste resurse sunt de 4 tipuri: The Division Tech, unelte, părți electronice și țesături. Aceste resurse mai pot fi găsite și în magazine părăsite, în care jucătorul poate intra, nefiind neapărat obligați să dezansamblați echipamentul din inventar pentru a obține obiecte noi. Modurile pentru echipament aduc bonusuri acestora. Spre exemplu, un mod aplicat peste un obiect din inventar poate crește eficiența unui skill, pot fi dobândite exact la fel ca și toate celelalte obiecte din acest joc. Harta. Cum am spus mai sus, în unele magazine părăsite poți intra pentru a căuta resurse, dar nu poți intra în toate clădirile din joc, doar într-o parte din acestea, doar în cele în care este nevoie să intri pentru misiuni sau în care găsești resurse. Oricum, sunt destule clădiri în care se poate intra. Harta. Pare micuță, dar în realitate este destul de mare. Pentru un singur oraș, bineînțeles, dacă veți utiliza fast travel-ul foarte des, orașul poate părea mic. În schimb, dacă începeți să explorați acesta, o să realizați că harta este măricică, nu este nici pe departe la fel de mare ca și harta din The Witcher 3, în schimb, pentru ce își propune The Division, aceasta este perfectă din punct de vedere al dimensiunii. Activități. În The Division, principala activitate va fi completarea misiunilor principale, care de cele mai multe ori au ca scop salvarea unor persoane care să te ajute să îți pui baza pe picioare. Sau misiuni ce au ca scop eliminarea inamicilor din punctele strategice, cum ar fi unele clădiri sau rețeaua de canalizare. Misiunile secundare, cum am spus mai devreme, sunt de 4 tipuri. Analizarea unor locații și trimiterea de noi informații despre virus pentru partea medicală, raiduri împreună cu echipa JTF sau eliminarea inamicilor și eliberarea ostaticilor pentru partea de securitate, găsirea și protejarea unor resurse care nu trebuie să ajungă pe mâinile forțelor ostile din Manhattan pentru partea de tech. Și a patra categorie de misiuni sunt misiuni secundare, ce oferă doar echipament, experiență și bani. Acestea de cele mai multe ori au ca obiectiv găsirea unor persoane dispărute. Un element interesant al gameplay-ului sunt niște elemente numite Echo, ce îți arată în anumite locuri evenimente petrecute în trecut, prin afișarea unor holograme în jurul tău. Un element aparte ce aduce un plus major jocului. În afară de aceste activități, mai poți explora orașul și poți găsi ecouri, laptopuri, telefoane, care odată colectate redau ultima discuție pe care a avut-o posesorul acestuia, drone prăbușite sau urmele unor agenți dispăruți, după care te poți ghida până în momentul în care afli ceea ce s-a întâmplat cu agentul respectiv. Pentru fiecare obiect colectat din cele menționate mai devreme, jucătorul primește câteva puncte de experiență. O altă activitate poate fi căutarea de obiecte mai bune în The Dark Zone. Deși principala activitate din acest joc este schimbul de focuri, este bine de știut că acesta mai oferă și alte elemente care să captiveze atenția jucătorului. Cum am spus, principala activitate în The Division este schimbul de focuri. Jocul fiind bazat și pe cover, aceste două elemente sunt bine realizate și implementate. Cel puțin sistemului de cover nu pot să-i reproșez nimic. Totuși, la schimbul de focuri, se pare că inamicii au capul făcut din beton armat, aproape tot timpul fiind necesar să descarc un întreg cartuș în bostanul unui inamic pentru a-l putea omorâ. Un alt element de menționat este AI-ul sau inteligentul artificial, care este foarte bine realizat, știe să te surprindă și îți trimite inamici din cele mai neașteptate locuri, deși devine enervant în momentul în care decimezi o armată întreagă pentru a termina o misiune.
Acest lucru face The Division repetitiv după o perioadă. În schimb, dacă alegi să alternezi între misiuni și celelalte elemente din joc, va fi ok. O spun pentru că în momentul în care am scris review-ul, aveam 43 de ore petrecute în acest joc. Nu pot garanta că voi mai juca până la 50-60 sau mai multe ore, dar cu siguranță voi reveni la acest joc de fiecare dată când se va lansa câte un update nou. Per total, singurul lucru care nu mi-a plăcut la gameplay este faptul că trebuie să descarci un cartuș întreg pentru a omorî un inamic. Aici fac o mică paranteză. Ai zice că în momentul în care societatea intră în colaps ar fi mai greu să faci rost de arme, dar se pare că poți da peste oameni înarmați la fiecare colț de stradă. Așa că pentru gameplay nu pot să-i acord o notă mai mică de 9. Grafică. Tot ce pot spune este că îmi pare rău pentru faptul că voi, cei care vă uitați la acest review, sunteți victimele compresării YouTube-ului. Iar această compresare scade mult din nivelul adevărat de calitate al graficii acestui joc. Arată mai bine decât în perioada în care jocul era în beta, nivelul de detaliu fiind ridicat. Reflexiile, ninsorile, dar și fumul care iese din gurile de canalizare arată cu adevărat genial. Ultimele trei elemente enumerate mai sus părând să imite foarte bine realitatea. Este o adevărată plăcere ca în primele câteva ore să te plimbi prin Manhattan și să admiri orașul. Spun doar primele ore pentru că, deși arată foarte bine, la un moment dat te vei obișnui cu grafica, însă jocul chiar arată senzațional. Deși au fost câteva probleme în momentul în care jocul a fost lansat, cel puțin pentru plăcile grafice Nvidia, aceste probleme au fost cauzate de update-urile ce aveau ca scop optimizarea acestuia pentru plăcile video Nvidia. Problema fiind cauzată mai mult de către Nvidia, nu de către Ubisoft. Totuși, între timp s-au remediat aceste probleme și acum jocul merge ca uns. Setările grafice sunt extrem de variate, jucătorul putând modifica cam toate aspectele ce țin de grafica jocului. Motorul grafic Snowdrop este unul creat special pentru acest joc și este principalul motiv pentru care jocul arată atât de bine. Sincer, la capitolul grafică chiar nu am ce să-i reproșez, motiv pentru care îi acord nota 10. Totul arată foarte bine și eu, după 40 de ore de joc, mai am momente când mă opresc din ceea ce fac și mai admir anumite elemente grafice, cum ar fi răsăritul și apusul soarelui, care arată extraordinar. Concluzie, pentru grafică un 10 și chiar mi-ar plăcea ca Ubisoft să utilizeze acest motor grafic și în alte jocuri, poate chiar îmbunătățit față de The Division. Nu-mi imaginez cum ar putea face acest lucru, dar vorba aceea, mereu se poate mai bine. Acum haideți să trecem la sunet. O să vă las câteva secunde să auziți anumite secvențe din joc, după care o să mă întorc să le comentez. După cum ați putut auzi, armele se aud puternic, fiecare armă având un sunet specific și armele fiind foarte ușor de diferențiat. Muzica din joc nu este rea, dar din punctul meu de vedere nu este ceva excepțional și, sincer să fiu, cred că este mai mult acolo doar ca să fie. Totuși, e bine că este. Vaccine. You broke the L&B's back and the cleaners and the Rikers too. We took the city back like we promised we would. We're not done yet. As long as the Dark Zone's out there, we've got our work cut out for us, but we're on our way to finally saving the city. And with it, maybe something more. Not bad for the second wave.
don't you think? Confirmed. Unidentified Shade Tech beacon located. Back in the day, they used to try and drive people out of their houses and neighborhoods they wanted to redevelop. They'd send in these good-for-nothing goon squads. Your friends at the LMB, they're doing the same thing. Some wiseacres called Javelin Squad. They're causing a ruckus. Decent people can't stand up to that sort of thing, not without your help. Dialogurile. Acestea sunt bine realizate, lăsând la o parte faptul că protagonistul este mut, așa cum am spus și mai devreme. Majoritatea dialogurilor din acest joc fiind redate prin stații, lucru ce ajută jucătorul să se identifice mai bine cu lumea jocului. Per total, sunetul este ok, deși nu este excepțional, nu vine cu nimic nou. Sunetul este bun, motiv pentru care îi acord nota 8. Acum, haideți să trecem la concluzii. Concluzii. Haideți să vedem dacă The Division și-a respectat promisiunile sau nu. Acest joc promitea o poveste cel puțin interesantă. Premisa este implementarea cam lasă de dorit. Un gameplay cu multe elemente. Acest lucru a fost respectat în mare parte, inițial gameplay-ul având mai multe elemente, dar probabil că Ubisoft s-a lovit de probleme ale dezvoltatorilor. Totuși, gameplay-ul este bun. Și o grafică foarte bună. Grafica este excepțională. Aici chiar nu pot să-i reproșez nimic, iar sunetul este chiar ok. Dar merită banii voștri? Ei bine, eu nu vă pot răspunde la această întrebare, dar eu am petrecut cam 40 și un pic de ore în acest joc și cu fiecare update ce va fi implementat, sunt sigur că mă voi reîntoarce la acest joc, măcar pentru a vedea ce-au mai adăugat nou. Nu pot garanta că voi mai petrece 10 sau 100 de ore în acest joc, dar cu siguranță voi mai petrece ceva timp în el. Este repetitiv, dar, cum am spus, dacă alternezi cu toate elementele pe care le oferă, acest lucru nu mai este o problemă. Acum, haideți să facem împreună totalul și să vedem ce notă merită The Division. Avem un 6 pentru poveste, plus un 9 pentru gameplay, plus 10 pentru grafică, plus 8 pentru sunet. Egal cu 33, dat în 4, 8,25 din 10 este nota finală pentru The Division. Sincer, probabil că dacă îi dădeam mai mult la capitolul poveste, nota era mai mare. Dar povestea chiar nu mi se pare cine știe ce. Premisa este bună, dar cum am mai spus, implementarea lasă de dorit. Sper că v-a plăcut acest review. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe pentru a vedea cele mai noi videoclipuri încărcate pe acest canal. Un plus unu și până data viitoare, numai bine. Salut!